în unul din ultimele mele contacte cu Părintele Gelasie, întâmplat cu aproximativ un an înainte de trecerea lui la cele veșnice, era la pat, mi-a zis: ai copii, ai necazuri. Și eu mergeam acolo cu desaga, cu probleme, și așteptam ca părintele să le rezolve. Am fost curios să mă uit și eu pe atotputernicul internet, să văd de unde vine această frază: ai copii, ai necazuri. Și atotștiutorul mediu online a descoperit, mi-a descoperit, că aceste cuvinte se află într-un roman scris de Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Era vorba în fragmentul citat despre problemele de familie al unui cuplu. Ea probabil sătulă de necazuri a decis să-și înșele soțul, iar soțul a omorât-o. Și discutau despre acest caz câțiva bărbați care erau pro sau contra acestui act tragic. Am văzut că nu doar într-un roman despre viața de familie, dar și despre viața socială se poate ajunge la urmări nefericite, ci și în viața de zi cu zi. Când omul sătul de necazuri alege să se refugieze într-o plăcere, o plăcere vinovată, dar care are urmări tragice. Și m-am gândit că lucrul acesta este o învățătură pentru noi toți, că indiferent de câte probleme am avea, soluția nu este plăcerea, fiindcă plăcerea este forma văzută, plăcută a păcatului. Nu doar în romanul lui Camil Petrescu se spune despre copii și necazuri. Asta o pot constata toți care au familie. Ei au văzut că e greu să crești un copil și mai mulți copii, că îi fac tot felul de boacăne și că trebuie să ai răbdare și îngăduință față de unele ieșiri în decor a celor mici. Eu de ce am primit acest sfat de la Părintele Gelasie? Fiindcă eram stareț al unei mănăstiri din Banat,
pe nume Piatra Scrisă, și eram nemulțumit de comportamentul unora dintre viețuitorii acelei mănăstiri. Cumva, Părintele Ghelasie a încercat să spună că cei din mănăstire ar trebui să formeze o familie și ca stare să-i privesc pe ceilalți ca pe niște copii care fac și ei prostii, dar care nu sunt răi în sine. Și mi-a zis de mai multe ori să fii tătic, adică să am o atitudine binevoitoare și paternală asupra celorlalți. Părintele a fost un om realist, care nu idealiza viața monahală. S-a lovit și el de destule probleme și opoziții în mănăstirea unde viețuia și a ajuns să le rabde cu convingerea că asta este, nu trebuie să trăim la modul ideal și într-o lume reală cu oameni care au și calități, dar și defecte. Chiar spunea că în mănăstire nu e dragoste, ci lege. Adică ne strângem acolo fără să ne cunoaștem, dar dacă ne răbdăm unul pe celălalt și avem înțelegere unul față de celălalt, atunci am putea ajunge la starea harică în care să simțim și iubirea. Iubirea coborâtă de sus, care să ne întărească și apoi să putem și noi răspândi în jurul nostru, în colectivul în care trăim. Părintele a încercat de mai multe ori să mă liniștească, să văd lucrurile mai senin, că nu mai e vremea luptei dure cu păcatul, ci îl citez, e mai potrivit în vremea de astăzi să-l păcălești pe cel rău, să te strecori în așa fel încât tu să-ți faci treaba evitând confruntările dure, directe. Și mai îmi spunea că dacă reușesc să câștig pe unul din cei răi, atunci mi-am câștigat propria mântuire. Și asta este valabil pentru toți. Dacă reușesc ei să salveze din mocirlă pe unul care are multe îndesaga cu păcate, atunci acela are mari șanse să se mântuiască. Și alte lucruri m-au șocat într-un fel în convorbirile pe care le-am avut cu Părintele Ghelasie. Mi-a spus, de exemplu, că
În mănăstire, trei sferturi din oamenii care ajung acolo sunt trimiși de diavol. Doar a opta parte sunt trimiși de Dumnezeu și cealaltă optime vin din proprie inițiativă. Adică să fiu hotărât și convins că răul e predominant, inclusiv într-o mănăstire, și că de aceea e puțină pace în mediul monahal. Totdeauna e ceva de reproșat, de corectat, de criticat la celălalt. Dar dacă îți menții dorința de a te îmbunătăți, de a merge mai departe, atunci, cum spuneam mai devreme, poți să intri în starea de har. Căci Dumnezeu vede eforturile fiecăruia, le apreciază și chiar, îl citesc din nou pe Părintele Ghelasie, Dumnezeu nu apreciază atât de mult rezultatul la care ajungi, ci faptul că te lupți, că încerci cu puterile tale, atâtea câte sunt, să faci față provocărilor și chiar dacă ție ți se pare că n-ai ajuns prea departe sau te zbați în gol, Dumnezeu este mult mai îngăduitor și atunci te saltă El peste neputințele tale și te duce la mântuire. Părintele era, cum am spus, un om realist și încerca să îi mobilizeze pe cei care au ales calea monahală să ducă până la sfârșit războiul cu răul, să nu abandoneze lupta pe drum, căci aceasta este o ispită mare, să te socoți incapabil de a face ceva serios și să abandonezi lupta. Nu. Mai departe, și chiar dacă ai nemulțumirile tale legate de comportamentul celor din jurul tău, să continui și să fii convins că cei cu care interacționezi, cei care formează colectivul din care faci și tu parte, sunt cei buni pentru tine la momentul acela. Și o să vină frați buni sau părinți buni la plinirea vremii. Deocamdată sunt buni cei care există. Mai spunea Părintele Ghelasie, referitor la nemulțumirile mele, că staresul trebuie să fie mai întâi tată, apoi medic, apoi judecător. De regulă noi inversăm rolurile. Suntem cu judecata pusă, imediat condamnăm pe cel care face o prostie și uităm și de rolul de medic, adică de om care alină
din cunoștințele sale, bolile, mai ales cele sufletești ale celor din obște, și de asemenea uităm rol de părinte. Da, e atât de frumos adresarea aceasta către preot, dar și către călugăr, părinte. Din păcate nu conștientizăm exact ce înseamnă a fi părinte, nu doar al unor copii de sânge, ci al unor oameni de care te-ai legat, care fac parte din imediata ta apropiere. Și una din soluțiile care ne pot ajuta în a dezvolta chipul de părinte din noi este, desigur, rugăciunea. Rugăciunea pentru celălalt. Cuviosul Gelasie spunea chiar că două sunt rugăciunile care se ridică înaintea lui Dumnezeu. Una din ele este atunci când simți cuvântul lui Dumnezeu adresat ție, îl auzi într-un fel și atunci începi să-i răspunzi, și cealaltă este atunci când te rogi pentru altul. Când treci de egoismul tău, când te gândești și la necazurile celorlalți și le pui pe acestea în fața lui Dumnezeu ca El să le rezolve, dar tu mijlocești pentru alții. Și aceasta înseamnă, de fapt, a-l ajuta pe celălalt să-și poarte crucea. Poate ați observat din experiența proprie că atunci când te rogi pentru alții, ai ispite. Da, așa se întâmplă, fiindcă diavolul nu vrea ca clienții lui să ajungă la țintă și atunci îi sâcâie pe cei care încearcă să-i ajute pe aceștia. Dar putem trece peste aceste ispite și vom și constata că aceste rugăciuni dau rod, fiindcă sunt binecuvântate de Dumnezeu. Deci să ne rugăm unul pentru celălalt. Vedeți? Această frază, ai copii, ai necazuri, s-a potrivit atât de bine însuși părintele Gelasie. Că și el a avut mulți copii duhovnicești și în consecință multe necazuri. Sunt convins că boala care l-a țintuit câțiva ani la pat și multele lui suferințe, ele am provocat chiar noi, cu păcatele noastre. El s-a străduit și a reușit să ne ușureze povara, dar a și plătit pentru aceasta. Însă, cum spuneam mai devreme, ajutându-i pe cei răi, adică pe cei luptați de demoni,
Părintele a ajuns la pacea cea veșnică și la fericirea cea veșnică. Și noi, prin faptele noastre deloc demne de laudă, l-am săgetat, l-am însulițat pe Părintele și i-am îngreuiat drumul. El a fost un om puternic, din punct de vedere duhovnicesc, chiar dacă era atât de slab fizic, și a ajuns la țintă. S-a aplicat și în cadrul lui cuvântul acela din Scriptură, că prin multe suferințe trebuie să trecem ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Sunt cuvinte spuse de Apostolul Pavel, adresate ucenicilor săi, nu ca să-i descurajeze, ca să-i întărească pe drumul greu, dar în același timp frumos, care duce la rai. Și fiindcă suntem aici, la mănăstirea Brâncovianu, a vrea să vă reamintesc și un cuvânt al unui mare ctitor al mănăstirii, Părintele Arsenie Boca. Întreba Părintele, de ce l-a dat Dumnezeu pe Fiul Său Iisus spre jertfă? Și răspundea, pentru că singurul grai care mai poate răzbi la inima oamenilor este jertfa cuiva pentru ei. Da, Hristos a fost Cel care s-a jertfit pentru noi, dar ne-a dat și un model. Cum anume să procedăm? Să ne jertfim și noi pentru ceilalți oameni. Și Părintele Ghelasie a făcut aceasta, El s-a dăruit nelimitat celor pe care îi iubea cu adevărat, și noi putem spune că am simțit această dăruire și chiar dacă șchiopătând și târându-ne, am încercat să-L urmăm. Am fost, da, o povară pentru Părintele, dar ne bucurăm că am avut un astfel de om care să ne ducă în spate și încercăm, la măsura noastră, mult mai mică, să facem ceva asemănător. Chipul lui Dumnezeu, pe care fiecare dintre noi este de regulă acoperit de păcate. Și duhovnicul ne ajută ca să descoperim acest chip din adâncul nostru și dacă înțelegem rostul duhovnicului, atunci devenim nu numai ucenici ai lui, a lui un om, sacerdot, dar prin el ajungem ucenici și fii ai lui Dumnezeu. Și în sensul acesta devenim frați cu Hristos. El este Fiul cu
fumare ai Dumnezeu, noi suntem fii mai mici pe același Dumnezeu. Ne recâștigăm cumva memoria cea pierdută datorită păcatelor, încercând să-L ascultăm pe duhovnicul nostru. Prin binecuvântarea sa vine binecuvântarea cerului și de aceea este absolut necesar ca să nu încercăm să-L descoperim singuri pe Dumnezeu, ci încadrându-ne într-o tradiție, să ne alegem un părinte duhovnicesc care să meargă înaintea noastră, mai oprindu-se pe drum ca să ne aștepte pe noi cei neputincioși, dar să ajungem unde trebuie. Vedeți, în mănăstiri se folosește foarte mult cuvântul blagosloviți sau binecuvântați. Așa este adresarea către un preot sau către un călugăr. Dar care este răspunsul preotului sau al călugărului? Domnul să te blagoslovească sau să te binecuvinteze. Și în acest scurt moment de întâlnire între doi oameni, se vede că dacă noi cerem binecuvântarea unui părinte, unui om, de fapt Domnul vine să ne binecuvinteze. Prin El vine Harul lui Dumnezeu asupra noastră și de aceea și acest salut n-a trebuit să-l facem mecanic, ci conștient de ce ne poate El revela. Duhovnicul poate să ne nască la viața duhovnicească. Căci dacă avem o naștere trupească, în plan spiritual, prin duhovnic ne putem noi naște. Dar, din păcate, mulți ignoră acest adevăr și socot că ei singuri pot face ce vor și să ajungă unde vor. Vor ajunge, dar nu la Dumnezeu. Trebuie să te încadrezi în o anumită tradiție, într-un anumit ritual, ca să-L descoperi pe Dumnezeu. Și, desigur, e de dorit ca duhovnicul tău să fie un om sporit, să fie un om care a învățat din lupta cu patimile sale cum să răzbați în lumea aceasta întunecată. Dar Părintele Ghelase ne-a mai dat o învățătură plină de speranță, de nădejde, să-L iconizezi pe duhovnicul tău, să-L îmbraci tu în haina sfințeniei, indiferent de starea lui reală, indiferent de măsura lui, aceasta este o condiție a misticii. Chiar dacă îndrumătorul tău nu a ajuns la măsuri mari, dacă tu îl îmbraci în binele pe care îl dorești,
atunci îți va fi și ție bine. Și ca să fiu mai concret, a vrea să vă aduc în aminte măcar una din întâmplările Patericului, în care un ucenic râvnitor, tânăr, avea un înrumător rău, de la care primea multe jigniri, insulte, ba chiar și bătaie. Dar tânărul știa de ce a ajuns el în monahism și răbda și se ruga pentru duhovnicul său. Și a murit tânărul mai devreme și doar atunci s-a trezit și părintele acela rău, s-a hotărât să schimbe viața și a ajuns și el călugăr iscusit. Iată, în cazul nostru, am avut fericirea de a avea un părinte foarte bun, un îndrumător foarte bun. Nu l-am îmbrăcat noi cu veșmântul sfințeniei, fiindcă și l-a câștigat singur. Dar când nu găsești în preajma ta astfel de oameni sporiți, atunci mulțumește-te cu ce ai, fă-ți treaba și te va ajuta Dumnezeu să ajungi mai departe. Într-una din zile, când a venit la mine o fetiță care cred că avea vreo 6 ani, ca să se învețe și ea cu spovedania, mi-a pus o întrebare care m-a prins pe picior greșit, și anume, animalele, după ce mor, ajung în rai alături de stăpânii lor? De 10 de ani nu-mi pusesem această problemă. Ce se întâmplă la moartea animalelor? Mi-a scormonit eu repede prin memorie să văd ce am învățat eu la teologie. Da, animalele nu au suflet, ele nu învie. Și i-am zis fetiței nu, dar nu știam cum să o fac ca să nu-i, să n-o rănesc pe ea care iubea animalele. Dar am avut noroc că fetița n-a insistat, nu s-a revoltat de această situație și doar a acceptat cuvintele mele. Este și aici ceva de învățat. Trebuie să acceptăm cuvintele duhovnicului, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Aceasta este adevărata ascultare și nu scormonirea după motivații, după logică, după ce ne spune mintea. Pur și simplu să facem ascultare. Din întâmplarea aceasta cu fetița, ne mai putem gândi și la altceva. Dacă un copil își dorește ca animăluțele ei de casă să ajungă în rai, oare nu vrea Dumnezeu ca noi să ajungem în rai, care de multe ori ne purtăm ca niște necuvântătoare? Poate nu degeaba. În multe locuri
din Sfânta Scriptură se aseamănă omul de rând cu un animal, cu oaia sau cu capra. Iar Dumnezeu este păstorul. Păstorul vrea ca toate oile sale să ajungă la destinație și destinația este cerul. Comparația aceasta între un păstor și un animal ne arată uriașa diferență între cum este Dumnezeu și cum suntem noi oameni. Dar se poate aplica și relația pe care o avem Părintele Duhovnic. Și El ne este păstor. Dar dacă vrem să profităm de relația cu El, atunci să ne smerim, să ne recunoaștem nivelul scăzut la care suntem, dar să ne bizuim pe ajutorul care vine din cer, prin duhovnic, și atunci vom deveni și noi făpturi cuvântătoare. Și noi ne recunoaștem că suntem de mărunți în comparație cu cine a fost Părintele Ghelasie, dar vrem totuși, chiar așa prăpădiți cum suntem, să ajungem lângă El și dacă vom face și noi niște eforturi, dacă vom încerca să-i urmăm sfaturile răspândite atât de generos, nu numai prin viugrai, unul cu celălalt, ci și prin cărțile pe care le-a scris, atunci, cu rugăciunile preacuviosului Părintele nostru Ghelasie, vom ajunge în Rai. Amin.